Bună ziua, trader! Începem ședința de analiză din data de 7-8-2017, luni, la început de săptămână. Haideți să aruncăm o scurtă privire asupra știrilor care urmează să vină astăzi. Din punct de vedere fundamental, o zi foarte liniștită după ziua de vineri, unde am avut mișcări spectaculoase în piață. Să nu uităm, am avut NFP-ul. Știre care a mișcat destul de mult piața, ceea ce nu s-a întâmplat pe această știre în foarte multe luni din acest an. Bineînțeles, și diferența dintre forecast și actual a fost semnificativă și am văzut o apreciere a dolarului în raport cu marea majoritate dintre valute. Astăzi vor fi câteva știri, dar nu cu un impact foarte mare în mod normal pe dolarul american. Atenție la discursul membrului FOMC, iar ulterior, târziu în noapte, câteva știri pe yenul japonez. Nimic spectaculos care să aducă volatilitate în piață, ceea ce dă posibilitatea tranzacționării din punct de vedere grafic, fără a fi influențați de factori fundamentali. Și haideți să începem cu GBP/AUD. Noi am mai discutat aici de această oportunitate. Prețul în momentul de față pare să fie ajuns într-o zonă de suport. Există posibilitatea ca el să mai crească totuși odată. Nu avem divergențe formate pe daily momentan. H4 nu a format o divergență normală și aici aș căuta să tranzacționez în felul următor. În cazul în care prețul urcă până în zona 61.8, mai face o mișcare de creștere, divergență între aceste două zone, poate voi încerca un sell agresiv. Sell la fel, dacă prețul reușește să coboare sub ultimul minim, atunci vom avea și convergență între aceste două, iar o mișcare corectivă poate oferi oportunitate de sell. Urcarea prețului peste această zonă și străpungerea liniilor de trend ar schimba viziunea mea asupra acestei parități. Alte oportunități în această săptămână, GBP CAD, am tot vorbit noi despre această oportunitate. Prețul pare să plece pe o mișcare ascendentă. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi pe termen scurt sau pe termen lung. Aici vreau să intru într-o tranzacție pe termen lung. Am mai discutat noi despre acest lucru, o tranzacție care să aibă din acest punct un target de profit de aproximativ 2000 de pips. Și cum spuneam că vreau să fac acest lucru, avem o divergență ascunsă între ultimele două minime. Pe H1, vă spuneam, o primă intrare ar trebui să vină pe baza divergenței normale. Dacă aceasta se va forma pe H1, am discutat noi despre această intrare. Vine. Dacă n-ați reușit să intrați agresiv în această tranzacție, un alt mod în care aș recomanda intrarea, în cazul în care prețul se apreciază, vine deasupra ultimului maxim. Convergență între aceste două, ulterior mișcare corectivă și tranzacție de buy pe această paritate. O tranzacție de buy cu un prim target de profit poate până undeva în zona liniei de trend, dacă prețul va reuși să treacă de această zonă și acesta este maximul pe care vreau să-l anuleze pentru a fi sigur cât se poate de sigur de continuarea acestei mișcări ascendente aici. USD CAD, aici noi am fost implicați într-o tranzacție de buy. Prețul în momentul de față formează o divergență ascunsă între ultimele două maxime, ceea ce pune presiune de sell. Bineînțeles, poate să urce cu lejeritate mai sus, dar totuși există o presiune. H4, în momentul de față avem o divergență normală, ceea ce ne-ar putea spune sau ar putea crea premisele poate încă unei mișcări de scădere, cel puțin aici. Ulterior rămâne de văzut cum va reacționa prețul la această linie de trend, dar o mișcare de scădere aici pare foarte realizabilă, dar
Poate acest lucru se va înregistra dintr-una dintre zonele de rezistență. Avem și aici un nivel de rezistență sau ulterior mai sus, pretul să vină și în linia de trend, dar divergențele pentru sell există. În momentul de față, sell din punct de vedere conservator pe această paritate pe H4, în cazul în care prețul coboară sub această linie trasată prin minime, convergență între maxime, mișcare corectivă și tranzacție de sell. Pentru a căuta un sell agresiv, aici aș vrea să văd schimbare de momentum, dar pe H1 avem o divergență formată, ceea ce ar face o străpungere falsă la ultimul maxim dacă prețul vine sub ultimul minim. Convergență, mișcare corectivă și tranzacție de sell. Un prim target cel puțin în această linie trasată prin minime, iar ulterior, dacă prețul va trece, putem lăsa tranzacția noastră să curgă mai departe până în linia de trend ascendent de pe weekly. Euro CHF și aici mișcarea dă semne de revers. Prețul a reușit să străpungă linia de trend trasată anterior, se vede mult mai bine pe H1. Avem o schimbare de momentum, convergență pe ultimele două minime, divergență ascunsă pe maxime. Nu avem încă o divergență normală pentru a căuta sell-uri agresive aici și dacă prețul va face acest lucru, putem lua în calcul tranzacții de sell agresiv aici pe baza combinației de divergențe normală sau pardon, ascunsă H1 normală M30. Dacă nu, tranzacții de sell aș urmări dacă prețul face pe un time frame mai mic o schimbare de momentum. Ce înseamnă asta? Prețul străpung în linia de contratrend sub ultimul minim și aici putem iniția tranzacții de sell după ce prețul reușește să închidă clar sub această zonă. Sau pentru cei care doresc un risc și mai mic, așteptăm o mișcare corectivă pentru a căuta tranzacții de sell. Aceste scenarii rămân valabile atâta timp cât prețul nu depășește zona 1.1530 și, bineînțeles, ultimul maxim. Dacă acest lucru se va întâmpla, posibil ca viziunea noastră să se schimbe către un buy. AUD CHF, am mai discutat săptămâna trecută despre această oportunitate. Prețul se află în zona de rezistență. Avem un ciclu Elliott, o mișcare în 3 valuri. Există o posibilitate foarte mare ca prețul să facă o mișcare de tip ABC până undeva în zona 50 Fibonacci retracement. Ar trebui să vină această mișcare. Cum putem intra în această tranzacție dacă nu am făcut acest lucru? Vrem să vedem străpungerea acestei linii de trend, prețul sub nivelul 0.7676 și atunci putem căuta ori tranzacții de sell, dacă avem un stop loss prea mare, orice mișcare corectivă care să genereze o divergență pe ultimele maxime poate fi oportunitate de sell. Repet, lucrul ăsta e valabil dacă prețul străpunge linia de trend. Există bineînțeles și posibilitatea ca prețul aici să se respingă, să facă o schimbare de momentum și atunci ar trebui să căutăm tranzacții de buy. Coborând pe un time frame mai mic, buy-urile aici ar trebui să vină în momentul de față. Dacă prețul urcă deasupra acestui maxim, iar ulterior, dacă vom mai avea o mișcare de scădere, acesta va fi maximul pe care vrem să-l anuleze prețul dacă se va întâmpla lucrul acesta, pentru a căuta buy-uri pe această paritate și, bineînțeles, convergență între maxime dacă se va întâmpla acest lucru. Aurul în raport cu dolarul, de fapt argintul în raport cu dolarul, v-am tot vorbit despre tranzacții de sell, atât din punct de vedere conservator cât și agresiv. Am discutat vineri de faptul că o coborâre a prețului sub 16.63 ar trebui să deschidă calea către sell-uri. Lucrul acesta s-a și întâmplat, era de poziționat un pending în această zonă.
În momentul de față, pentru cei care vor să se alăture selurilor, și aici seluri aș căuta atâta timp cât prețul rămâne sub această zonă, orice mișcare corectivă care să genereze o divergență ascunsă, linie de contratrend străpungerei, poate fi oportunitate de sell. Bineînțeles, după mișcări atât de ample venite pe baza evenimentelor fundamentale, pot apărea și figuri de continuare. Și aici mă refer la steaguri sau triunghiuri simetrice care de asemenea ne pot indica că prețul urmează să mai coboare cel puțin o dată. CAD CHF, la fel, prețul respins dintr-o zonă de rezistență. Așteptăm posibilă străpungerea liniei de trend. Aici aș vrea să văd ceva de genul acesta. Coborâre sub ultimul minim, convergență, atunci orice mișcare corectivă care să genereze o divergență ascunsă poate fi oportunitate de sell. Și bineînțeles formarea unui ABC în această zonă, deoarece aici avem 1, 2, 3, 4, 5 din punctul meu de vedere și ar trebui să vină o mișcare corectivă, dar urmează să vedem dacă va fi un ABC sau o mișcare corectivă laterală. USD/JPY, scenariul de aici rămâne valabil, prețul se află în zona din care vă spuneam că putem căuta tranzacții de buy conservatoare. Agresiv am discutat despre buy-uri la respingerea din linia de trend ascendent trasată prin minime. Am avut și divergență normală. În momentul de față, dacă voi avea o închidere clară peste această zonă, atunci ar trebui să luăm în calcul tranzacțiile de buy. Există, bineînțeles, și posibilitatea ca prețul să mai coboare odată, să formeze un head and shoulder și acest lucru ar fi mult, mult mai interesant pentru buy-uri, deoarece ar reduce semnificativ stop loss-urile. Ideal, divergență între ultimele două minime și tranzacție de buy după ce prețul schimbă poate momentul aici pe un time frame mai mic, cum ar fi M30-M15. Coborârea sub ultimele minime, din punctul meu de vedere, ar putea deschide calea către selluri sau există și posibilitatea unei corecții laterale, dacă pe H1 prețul va face ceva de genul acesta, să nu urce foarte mult deasupra ultimului maxim, să vedem coborâre, convergență, divergență ascunsă, ar putea fi și oportunitate de sell și să mizăm aici pe o mișcare laterală cel puțin. Dar momentan, la cum arată lucrurile, buy-urile ar fi cele pe care le-aș căuta. AUD/USD și aici prețul consolidează în mare parte lateral. Există două posibilități. În cazul în care prețul coboară sub 0.7890, atunci aș căuta tranzacții de sell după mișcări corective. În cazul în care aici vom avea schimbare de momentum, urcarea prețului deasupra ultimului maxim, convergență între ele, orice corecție mă va face să caut tranzacții de buy pe această paritate. Rămâne de văzut cum va reacționa prețul. GBP/USD, aici am vorbit încă de la începutul săptămânii trecute că aici ar fi o zonă foarte bună de rezistență, de unde prețul se poate întoarce, bineînțeles împins și de evenimentele fundamentale venite pe dolar, lucrul acesta s-a întâmplat. Avem convergență între ultimele două minime, ceea ce ne spune că orice mișcare corectivă care poate genera o divergență sau chiar dacă nu, o linie de contratrend. Străpungerea poate oferi oportunitate de sell pe această paritate până în următoarea linie de trend. Cel puțin aici aș poziționa targeturile de profit în eventualitatea unei tranzacții. Alte oportunități, aurul în raport cu dolarul, aici prețul a coborât sub zona dorită de mine, a străpuns linia de contratrend, avem convergență între minime, dar lucrul acesta s-a realizat pe baze fundamentale. Rămâne de văzut ori o mișcare corectivă care
să genereze un soi de divergență normală ascunsă, linie de contratrend și tranzacție de sell, sau putem căuta tranzacții de sell și după o mișcare corectivă la străpungerea sub minime, sell-urile ar fi tranzacțiile pe care trebuie să le urmărim. Alte oportunități pe care le putem lua în calcul astăzi, GBP/NZD. Aici am discutat de vineri, tranzacțiile de buy ar fi putut veni aici, din această zonă, deoarece aveam divergența ascunsă pe ultimele două minime. Vă spuneam, primele intrări pot apărea după formarea divergenței normale. Dacă nu ați intrat în acest mod, aici orice mișcare corectivă poate fi oportunitate de buy pe această paritate. Ideal să creeze și o divergență ascunsă, dar nu obligatoriu. Și atenție, este o oportunitate care poate confirma a doua intrare într-un timp foarte scurt. AUD/JPY, în momentul de față, prețul poate pleca atât pe buy cât și pe sell pentru a căuta buy-uri pe această paritate. Vreau să văd prețul deasupra a acestui maxim, formând o convergență, corecție și ulterior acest lucru mă va face să caut tranzacții de buy. Dar momentan avem o divergență formată pe ultimele două maxime, o divergență ascunsă, H4, încă nu avem o divergență normală, dar coborând pe un M30 aici putem profita de o oportunitate de sell, aceasta fiind linia de contratrend. Așa. Avem străpungere și convergență între ultimele două minime. Aici, din punctul ăsta, sau rămâne de văzut, orice mișcare corectivă poate fi oportunitate de sell pe această paritate, tranzacții pe care le-ați ține deschise cel puțin până se formează o divergență contra mea, cum ar fi H4, de exemplu. NZD/JPY, un scenariu asemănător. În momentul de față, H4 încă nu a format o divergență normală, de aceea există posibilitatea ca prețul să facă acest lucru. Dacă vom coborî pe un time frame aici, dar aici prețul a plecat destul de puternic, avem convergență între minime, o mișcare corectivă pe această paritate, care să genereze o divergență sau ideal ascunsă pe maxime, să avem convergență, străpungerea liniei de contratrend, divergență și tranzacție de sell pe termen scurt, cel puțin aici. Și ultimele oportunități despre care vreau să discutăm, EURUSD, același scenariu aici ca și în marea, ca și pe celelalte parități care au în componență dolarul. Am avut o mișcare corectivă după știre, generează o divergență ascunsă coborând pe M30, în momentul de față încă nu avem o divergență normală, dar pe un time frame mai mic, dacă aș avea ori formarea unei divergențe, ideal putem intra cu sell agresiv sau nu, sau cel puțin mă interesează să am o străpungere falsă, coborârea prețului sub ultimele minime, străpungerea liniei de contratrend, mișcare corectivă și tranzacție de sell pe această paritate. Și ultima oportunitate despre care vreau să discutăm, NZD/USD. Aici prețul pare să străpungă linia de trend. Dacă vom coborî pe un time frame mai mic sau nu chiar atât, lăsăm prețul să coboare, orice mișcare corectivă din punctul meu de vedere aici poate oferi oportunitate de sell. Bun, cam acestea sunt principalele oportunități pe care eu le urmăresc zilele acestea. Vă doresc o zi minunată, spor la pip și revenim mâine cu update-uri și noi oportunități. La revedere!